Noile pensii și ajutoare ajung începând de astăzi la pensionari. Poștașii aduc pensiile majorate și ajutoarele în bani pentru fiecare categorie de pensionari. Este în legătură directă cu noi chiar acum Adrian Negrescu, analist economic. Bună ziua, domnule Negrescu, mulțumim pentru intervenția la Decisiv. Ne așteptăm să crească consumul, domnule Negrescu. Asta e o glumă bună în 2023, an în care pensiile, apropo de pensii, în mod real scad față de cele din 2022, chiar cu acestea de creștere cu 12,5%, oamenii o să simtă ca un buzunar mai puțin bani decât anul trecut. Acoperă pentru că inflația reală această majorare. Inflația este mai mare și asta este marea problemă, pentru că nu reușim nici măcar să acoperim inflația atunci când vorbim de creșterea pensiilor. Nici putem vorbi de creșterea pensiilor. Este doar o indexare așa din pixa unora dintre pensii, nici nu a tuturor pensiilor. Pentru că inflația este de peste 15%. Aș vă spus, e o știre ca la Radio Erevan. Pensiile scad în România în mod real, nu cresc, iar pensionarii o vor duce, din păcate, din ce în ce mai prost, ceea ce va pune presiune pe consum, ceea ce va duce la încăsări mai mici la bugetul de stat. Apropo, am văzut mai devreme știrea de la dumneavoastră cu pragurile de consum la energie. Hei, noi, în loc să stimulăm oamenii să consume mai multă energie, să folosească mai multe aparate și să dezvolte economia asta, noi le punem bariere, să consume mai puțin, să stingă lumina, să-și bage capul în pământ, așa ca struțul. Hei, uite, în ritmul ăsta vom intra în recesiune în 2023, mai mult ca sigur. Asta este pronosticul dumneavoastră, recesiune economică 2023, inclusiv România. Da, din păcate toate datele economice arată acest lucru. Producția industrială a stagnat, ne ducem spre o stagflație, adică o producție industrială aproape de zero din punct de vedere al creșterii și o inflație care nu văd cum o vom stăvili în cel puțin în prima parte a anului viitor. În aceste condiții, cu un primul trimestru din 2023, în care probabil vom asista la o scădere economică de 0,2-0,3%, ar urma un trimestru 2 în care, dacă nu se iau măsuri rapide pentru a stimula producția industrială și consumul, principalul motor al economiei, am avea două trimestre de scădere economică, ceea ce se traduce prin recesiune. Recesiune tehnică pe care o vom simți în numărul mare de companii care se vor închide și numărul oamenilor care vor fi dați afară. Mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră la Decisiv. Mergem mai departe.